HM Râmnicu-Vâlcea a tremurat serios pentru victoria obținută în propria sală în fața celor de la Măgura Cisnădie într-o partidă din etapa a patra a Ligii Naționale. S-a terminat 20-18 pentru vâlceni la capătul unui meci neașteptat de echilibrat. Gazdele au condus prima oară în minutul 21 dintr-un 7 metri scos în triplă inferioritate și după ce rezistaseră la două atacuri cu doar 3 jucătoare pe câmp. Prima parte s-a încheiat 11-8. Cele două portărițe, austriaca Petra Blazek de la Râmnicu-Vâlcea și sârboaica Tatalovici de la Cisnădie, au prins o zi foarte bună, 13 parade pentru Blazek, 14 pentru Tatalovici, dintre care două aruncări de la 7 metri apărate. Cu doar 9 secunde înainte de final, Nicoleta Tudor a lovit o adversară și a văzut cartonașul roșu urmat de cel albastru, care anunță că arbitrii vor face raport suplimentar pentru acea fază. HM Râmnicu-Vâlcea a câștigat cu 20-18 și urcă astfel pe podiumul Ligii Naționale. O victorie muncită. Atât de muncită încât sunt foarte fericit pentru această victorie. Știam că o să avem un meci foarte greu. Cisnădie are o echipă foarte bună, cu jucătoare cu experiență. S-a întărit și cu Tatalovici în poartă. Eu zic că este o echipă care o să pună multe probleme în campionatul acesta. Mă bucur că am câștigat. Pot să spun că astăzi tinerețea a învins experiența. Vâlcea a bătut Cisnădie. Și nu pot decât să le felicit pe fete pentru dăruirea de care au dat dovadă, de modul cum s-au determinat în apărare, de situațiile clare care ni le-am creat iarăși în meciul ăsta, dar din păcate suferim la capitolul finalizare. Sperăm să ne îmbunătățim și acest capitol. Și eu zic că suntem pe drumul cel bun. Am spus că și cu Brașov am jucat bine, din păcate am pierdut, ne-am mobilizat, am trecut peste o înfrângere pe teren propriu, dar astăzi eu zic că meciul a fost mai greu decât cu Brașovul și cu atât mai mult vreau să felicit fetele și numerosul public care a venit astăzi la sală și a stat neîncurajat timp de 60 de minute. Foarte greu, foarte greu. Am simțit într-un moment că nu mai ajunge la minutul 60, nu câștigăm meciul, nu vin fazele mult mai ușoare, să fie ceva mai ușor pentru noi, ne-am făcut viața grea. Am avut un meci foarte greu din primul minut până în ultimul. Din păcate, cum am zis, ne-am complicat noi viața pentru că am ratat un 1-1 cu portarul, care nu trebuiau situații foarte clare. Mă bucur că ne-am completat în apărare, a mers bine apărarea și poarta. Ne-am ajutat reciproc și asta a fost un lucru foarte bun pentru noi și ne-a dus și cele 3 puncte. Cu 9 puncte, HM se află pe locul 5 și va juca joi 29 septembrie la Bistrița cu nou promovata în Liga Națională, CSM Bistrița.